Cerere șocantă în instanța militară. La 35 de ani de la Revoluție, Elena și Nicolae Ceaușescu apar ca apelanți într-un proces care ar putea răsturna decizia prin care aceștia au fost condamnați la moarte pentru genocid. Un personaj misterios este cel care a depus contestația în numele cuplului dictatorial, iar judecătorii militari urmează să analizeze argumentele aduse de avocat. Obiectul cererii formulate de către o terță persoană este reprezentat de genocidul, articolul 438. Recursul declarat de apărător, ales al inculpaților imparțial sentinței 1/25/12/1989, pronunț în dosarul 1/1989 de Tribunalul Militar Teritorial construit conform legislației 58/1968 și a hotărârii din 24/12/1989. Prima sentință pentru acest proces a fost stabilită pentru data de 18 septembrie 2024. Aș vrea să facem câteva mențiuni. Sigur că ei nu mai au capacitatea procesuală, deoarece nu mai sunt în viață, dar familia poate să meargă mai departe. Orice reprezentant al familiei, pe baza unui certificat de moștenitor, poate să invoce un interes și să apeleze această sentință, atâta timp cât sentința nu le-a fost comunicată și nu au avut un recurs efectiv, dar totuși, după 34 de ani, s-ar putea cel puțin principal să fie admis această cerere de rejudecare, a explicat avocatul Adrian Cuculis, relatează Antena 3.ro.